Dimineața, prieteni! Ce breaking news în dimineața asta, a? Cu Vasile Costiuc. Păi nu v-a spus Rizea de el? Atârnătorul ăsta la banii lui Plahotniuc. Cum mi-a făcut el mie regia aia, mai știți? M-a găsit el la Sisters în parcare. Toată schema aia cu Țâră, cu Dima Țâră, care îl suna, v-au zis foștii colaboratori din panorama asta, cică partid, făcut la comandă de proxenetul Plahotniuc, ca să contracareze, vezi, doamne, pe aia din opoziție, el făcuse arma secretă. Prieteni, Dumnezeu nu doarme. Ce mi-a făcut el mie, toată sceneta aia, mințind și manipulând moldoveni. Cerând, făcând meeting la Dodon, aveau totul aranjat să iasă cu 5 speriați să ceară în față la SIS, luați-i cetățenia lui Rize. Păi nu v-am spus eu că e de implicarea lui cu fata primarului din Durlești. Acum o lună v-am spus la emisiune. Se pare că pantofii de crocodil al lui Rizea l-au mușcat rău de tot, până la urmă, pe Vasile Costiuc. Amănunte incendiare în această seară, la orele 20, în live-ul de pe www.realitatea-din-moldova.md. Și bineînțeles pe YouTube Spovedania lui Rizea, pe Facebook Spovedania lui Rizea și pe Facebook Televiziunea Realitatea Moldova. Să aveți o zi frumoasă, prieteni! Ne reîntâlnim curând!